De astăzi și până în 17 mai vom lucra la curățenia de primăvară pe fiecare cartier. Astăzi și mâine lucrăm în Alfa, apoi vom merge în Micalaca, până de Paști vom finaliza și în Vlaicu, iar după vom intra în celelalte cartiere din municipiul Arad, astfel încât în 17 mai să finalizăm această procedură. Ne interesează curățenia stradală și a spațiilor verzi, ne interesează toaletarea, rampele de gunoi și, evident, fiind în zonă, vom intra și cu o întreținere la anumite drumuri și trotoare, prin ceea ce ne va permite bugetul local și, evident, rapiditatea cu care se mișcă firmele de întreținere.